Femeie luată de viitură, resuscitare în stradă, chiar în aceste clipe, stimați telespectatori, în județul Argeș, în direct cu noi, Marian Jinga are toate informațiile, te ascultăm, Marian. Da, eu am găsit să aflat despre acest lucru în urma unui apel făcut pe 112 de localnici din comuna Albești de Argeș, din satul Albești, Ungureni, un sat situat cumva la înălțime, acolo pe unde trece un singur pârâu. Dar în urma plăilor care au fost în cursul zilei de astăzi, de vreo jumătate de oră, 3/4 de oră, apa a venit cu hoaie și înțeleg că a fost luată femeia respectivă dusă la aproximativ 300 de metri. Cineva a văzut-o așa, a putut anunțe la 112 și apoi i-a anunțat pe sătenie. Este vorba despre o femeie scoasă până la urmă de către localnici, este acum în stop cardiorespirator. La fața locului au ajuns deja echipajele de pompieri și un smurd. A fost solicitat acum și un echipaj de la serviciul de ambulanță cu medic. În acest moment, cum ai spus și tu, Ioan, se resuscitează la femeia respectivă. Rămâne să vedem dacă manevrele de resuscitare vor da rezultate, pentru că ea, înțeleg, a fost trecută pe sub un pod și apoi a mers de-a valma, cum se spune, aproximativ 300-400 de metri. Așadar, așa cum ne spune colegul nostru, să vedeți, sunt momente dramatice în județul Argeș. Doamnelor și domnilor, de aici mergem și în alte zone din țară să vedem ce se întâmplă. De exemplu, în Târgu Jiu, orașul este măturat de ape după furtuna de cod portocaliu. Colega noastră, Iulia Blondea, este chiar acolo și ne spune care este în aceste momente situația. Venim la tine, Iulia. Bun găsit, doamnelor, domnilor, mai multe străzi din municipiul Târgu Jiu au fost inundate din cauza ploilor care au căzut în această după-amiază. Uitați-vă și dumneavoastră, sunt șoferi ale căror mașini s-au stricat după ce au trecut prin această apă care are o jumătate de metru în anumite locuri. Acest autoturism s-a stricat după ce a trecut prin apă, iar cel de lângă, să știți că a luat foc pentru că apa a ajuns în zona motorului, s-a produs un scurt circuit și imediat autoturismul a izbucnit în flăcări. Uitați-vă și dumneavoastră cât de mare este apa. Îi vedeți pe acești oameni care încearcă cumva să ajungă la canalizare pentru a degaja toată această apă. Vă spuneam, apa ajunge chiar și la jumătate de metru în anumite zone. Sunt și polițiștii aici care încearcă să îi prevină pe șoferi să nu mai treacă această stradă, pentru că, așa cum vă spuneam și vă arătam în imagini, două mașini s-au stricat, iar una dintre ele a luat foc. Să știți că acest lucru, această inundație pe această stradă se întâmplă de fiecare dată când plouă mai mult. În această după-amiază a fost o ploaie torențială și pur și simplu strada s-a inundat și, cum vă spuneam, sunt aici la fața locului polițiștii care încearcă să le spună șoferilor să nu mai treacă în această zonă până când apa se va retrage.